George, dar ce brigadă vreau să fac eu? Nu, îți promit eu, eu nu mă duc, nu mă duc și fac, ai votul meu ca să știi. Bine, votează-mă, nu mă interesează. Perfect. Dar stai un pic, ca să știi. Ce treabă are asta cu brigada sau îți ce brigadă vreau să fac eu? Spun de acum, ca să nu se mai, auzi, ca să nu mai aud săptămâna viitoare. Nu, George, nu, Andrada, eu spun ție, tu nu vorbi că nu te cunoaște nimeni din această competiție. Nu mă cunoașteți suficient și nimeni de aici nu se cunoaște suficient. Eu nu vreau să te cunosc. Andrada, te rog frumos, nu vreau să intru în amănunte. Ți-am spus foarte clar, nu vreau să se interpreteze. Din momentul de față, ai votul meu. Și ameninți, pentru că ți-e frică să nu vină să vorbească. Ok, George, pe mine nu mă interesează. Poți să-mi dai votul, poți să-mi plici toată mea să dacă votez, pentru că nu mă interesează. Păi dacă eu și Mădălina o rog de o săptămână să vină să vorbească ce are de spus, tu spui mie cu oamenii să nu vorbească? Păi lăsați-o să vorbească atunci. Păi nu o lăsăm noi. Alexandra, Da, când ai venit și ai spus că dacă începe eu să vorbesc, eu am prea mult respect față de tine, Andrada, tocmai de asta nu respect. Respectul meu, ce știi eu, rămâne respectul meu. Votul meu e votul meu. Așa am venit și vă spun eu. Tu ești la fel? Pa. Ăsta e respectul lui. Codruț. Vino și, calmează, te rog frumos, iubita. Alexandra, calmează-te, iubita. Nu poți să faci față? Ție? Da. Se pare că nu poți. I-a ținut, păi i-a pus cineva cum. Până acum am mai certat că n-am respect față de Codruț, că mă bag peste tine și peste el. Și m-am băgat eu. Păi vezi că ai început să nu mai apar pe televizorul ăla și ai început iar pe toată lumea. Auzi, dacă eu vreau să apar pe televizor, crede-mă că apar de câte ori vreau eu, dacă vreau. Alexandra nu are nicio legătură cu George, că vorbește el, că m-am înțeles. Mădălina, vezi că eu n-am aruncat cu apă în cineva acum ca să apar pe televizor. Andrada! Andrada! Iar pe televizor, tu ai ajuns ca să aruncă cu apă. Păi vorbește aia și cu Andrada, lasă-mă să vorbesc cu ele două. Dar nu vezi ce vreau! Dar lasă-le, mă, că nu e subiectul său, mă! Puneți când vreau și când vreau și vreau! Vă rog eu să băgați doar pe Alexandra! Bine, bine, dacă nu v-am arătat ușa de fiecare dată! O, că ești tot! O, oprește-te, că știi că dacă nu ai conexiune, dacă te afunzi, oprește-te, lasă-ne să vorbim! Bă, las, bă, te rog eu frumos! Bă, te rog eu frumos, vorbește-o singur! Păi vorbesc! Bă, nu e sub... mă lasă vorbesc și eu cu Andrada, oh, subiectul nostru sau nu? Subiectul vostru, da, pe care nostru. Țineți aici langa și nu... El ține că vrem noi! Dacă nu este o problemă chestia asta, de ce te deranjează că o țin langa? Nu este vorba de asta, Andrada, dar ideea este că vă înțepați unii pe ceilalți și vă ieși... Ce treabă ai tu, mă? Lasă să ne înțepați! Bă, tu l-ai ținut pe băiatul ăla o lună de zile, până te-ai împăcat cu el, ai nebunit? Păi și atunci are respect în relația! Băiatul ăla a stat cu mine și este lângă mine acum! Păi să bagă cineva în relația ta, bă, ați venit aici și a spus că, vai, că este ultima relație din această casă. Uite dovadă că e același băiat cu care am fost și acum. Bă, să bagă cineva în relația ta. Să bagă cineva în relația ta. Păi tu acum ai venit și mi-ai dat exemplu de relație. Totul relația. Vă rog eu frumos, i-ați schimbat subiectul. Nu, i-ați schimbat subiectul. Nu pe băiatul ăla. Băi, nu mi-e de rog, hai că o să ieși afară. Lasă-o să vorbească singură. L-ai ținut o lună de zile pe subiectul aici, că nu știu ce, că toată... Vorbeam cu Andrada, vorbeam cu Andrada și a intervenit ea cu tău, mă, Drut. Dacă ai vrut să-l ții sub papucă. Te mă și lasă-mă, bă, lasă-mă, mă, poate să vorbesc. Eu vorbeam aici cu fetele, nu tu, tu te-ai băgat. Da. Hai, ai apărut, gata, ai măcar dăm și fac ce vreau, ai apărut, ai fotolit. Fac ce vreau, când George, vreau. George, mai vorbeam, mai spui ce aveai de spus? Mă pupi. Eu? Da. Te-am amenințat eu vreodată pe tine, Andrada? Nu. Te-ai zis? Te-am amenințat eu pe tine. Da, 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 George, da. Și azi și ieri. Și ieri, sau alaltăr când mi-ai spus că din momentul acesta tu ai respectul meu, dar o să fiu băiat cu tine ca și cum este o amenințare subtilă, ca și cum eu să nu vin să vorbesc aici. Nu, stai puțin, Andrada, așa. O să ai respectul meu când ți l-am spus, dar votul o să ți-l dau pentru că nu așa vreau. Nu mă interesează, George, poți să mă votezi și poți convingi toată ca să mă votezi la eliminare. Perfect. Pe eu tot asta o să fiu și o să perfect vorbesc. Cum și fetele de, auzi, cum și fetele de lângă tine mă pot vota pe mine și mă interesează. Eu vin și spun direct, te votez, așa vreau. Votează-mă, votează-mă, pentru că nu este o problemă. Perfect, ca să nu faceți... Nu, te-am avertizat acum și pe toată lumea ca pe săptămâna viitoare să nu veniți să mă luați pe mine cu gura mai... Dar liniști că nu am pretenții de la tine. Perfect. Nu am nicio pretenție de la tine. Perfect. Poți să mă vedeți ori de câte ori George, și vreau să știu, da? Vreau să știu înțepați care este motivul. Pentru că m-am dezlipit de brigadă? Pentru care te votez? Care brigada, Andrada? Așa vreau eu. Care brigadă? Așa vreau eu. Acolo, că era vorba de mine, de tine și de aia. Andrada! Era brigadă, nu? Acum eram o brigadă. Acum era George, da, George, da, e treaba ai tu cu cearta fetelor. Dar tu ce treaba ai tu, Maria? Ia zi. George.
Ce Maria, cum George, iubire, dar nu cumva să vorbești cu ființa asta. Dar nu cumva să vorbești cu ființa asta. Dar nu cumva să vorbești cu ființa asta. Ființă ești tu. Tu ești ființă. Da, adevărat. Păi adevărat. E o jignire ființă? Adevărul că tot nu cumva să de ce te bagi tu în conflictul fetelor? Nu pot să vorbesc, Maria, îmi pare rău. De ce nu pot să vorbești? Bine, George, atunci te întreb eu. Păi nu mai afirma lucruri. Nu mai afirma lucruri. Stai doar un pic. Nu mai afirma lucruri că ții la ea, că ai crezut într-adevăr și că nu știu ce. Atâta timp cât după două situații dintre ele două, două certuri, trei sau câte ori au fost ele, tu te implici mai mult decât prietena ta, care de fapt Mădălina era prietenă cu ea. Nu tu, tu nu aveai nicio treabă. Bine, Maria, ce părerea ta? Uite ce mi-ai făcut. Uite cum ai înroșit. Stai. Unde? Că... aici. Hai că nu te dau cu peria mea. Nu mă dai cu degetul. Nu mă dai cu degetul, nu mă faci cu peria. Fă-mă cu peria. Să iau altă perie, asta nu-i bună. Hai că până îți revin, o să mai joc cu Izabela un pic. Bine? Pa. Vezi tu. E greu să ai multe femei aici care te vor. Hai odată și fă-mă și pe mie să mă duc de aici. Hai să te duci. Hai, fă-mă. Ia. Două secunde, stai. Hai, fă-mă. Te fac acum. Te văd cum te uiți conce la mine în frunte. Hai, mă faci. Mai știu unde vei. Și dă-mă cu perea. Nu! Ce p***. Aia nu-i pentru mândete. Întrebarea Mariei, de ce mă votezi? Te pup. Dar care e problema? Uite votează că... pe cine vrea da, el. Da, 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 dar să știu motivul. Păi uite, hai să spun motivul. Pentru că m-am lipit de brigadă. Fii atentă. Fii atent de ce te votez pe tine. Nu mai sunt prietenă. Nu mai sunt prietenă cu iubita ta. Uite, nu mai vreau să o uite, fii atent. Uite, până acum o voteam. Nu, până acum o votam pe Maria. Andrada. Vorbești cu mine, Andrada? Da. Până acum o votam pe Maria. Nu mai vreau să o votez pe Maria. Că s-a apropiat Marinescu. Că s-a apropiat Marinescu de ea. Acum vreau să te votez pe tine. Dar nu mai poți. Și tu poți să mă votezi pe și pe asta nu este nicio explicație. N-am explicație. N-ai explicație? Nu. Andrada. Lasă că ți-o dau eu explicația. Pentru că joci prost și joci parșiv, George. De aia nu ai explicație. Să vadă toată lumea, pentru că de la un conflict care nici măcar nu era a tău, era a fetelor, te bagi tu. De ce? Să vadă toată lumea. Lasă Maria să mă bag eu. Maria, mă bag eu. Maria, nu auzi că mă bag eu? El a venit să-mi ceară mie socoteală. Da, că da, Alexandra, avem judecătorul suprem. Păi da, el eu degeaba mă certam cu tine până acum. Cu el o să mă cert. Poate mă mai votează. El nu se vede, gunoiul din ochii lui nu-l vede niciodată. El vede doar gunoiul din ochii lui. Dar mie aici nu mi-e place să cum te el bagi. Amenință cu votul lui. Păi dar nu este vorba că amenință numai cu votul. Amenință cu absolut orice. Uitați ce a zis ieri și alaltă ieri și săptămâna trecută când a venit Andrei. Alaltă ieri, da, știu foarte bine. Și pe ieri vreau să mă adresez acum tuturor băieților din partea ailaltă. Nu mai fiți... și nu jucați jocul altcuiva. În această casă va folosi ca pe niște marionete. Ia vorbește, ia vorbește, tot din cauza da afară pe Nico. Pentru că vă brâncă mintea, e voie să dați totul pentru ei. Și el când vrea să facă ceva, uite, greșit eu o dată, George, ia hai să facem asta așa. Tu vorbești, Maria, să înțeleg acum că nu ți-a ieșit ție un joc și acum vrei să-l vezi doar pe... George? Ce că nu știu, că mi-aduc aminte că și tu ai făcut același lucru. Alexandra, n-ai nicio treabă. Tu, Alexandra, n-ai nicio treabă. N-ai nicio treabă și tu ai făcut același lucru. Alexandra, n-ai nicio treabă. O să le urmi și pe astea la alte două. O să mă bag în seamă. O să mă bag în seamă și cu tine și cu el. Păi îți dau un exemplu foarte bun. Tu nu vorbi că și tu ai făcut același lucru. Ce lucruri a făcut? Ți-am dat un exemplu. Ai vrut să vorbiști pe Delia? Ai vrut să vorbiști pe Maria? Ce a făcut să te urmi? Nu te auzi încă o dată. Ți-am dat exemple. Nu ai vrut să o mărliști pe Delia ca să-ți lase locul ție. Ai vrut să o mărliști pe Maia. Alexandra, dacă nu știi, nu vorbi. Dacă nu știi, Delia era mult mai deșteaptă cum ați crezut-o voi. Asta făcea, se ducea sus și spunea ce vorbea Maia și venea jos și spunea ce vorbeau fetele. Eu nu zic că așa pentru tine. Și niciodată nu i-am zis Deliei să-mi lase locul mie în această casă. Sunt aici pe cont propriu și am stat până acum tot pe contul meu. Nu că m-am dat într-o relație, nu că m-am pupat pe cine... Și nu mă interesează, Alexandra, ce vrei? Stai să termin! Pe Isabela și pe Diana, de ce vrei să le îmbârlici?
cu ce să le îmbârlig? Păi tu ai spus dă-mi în gală! Exemplu. Dă-mi un exemplu! Ți-am dat un exemplu foarte bun! Care? În gală! Cum ai vrut să-l protejezi? La una ai zis să-l protejezi de pe Nico și la cealaltă să-l votezi de preliminare! Hai să-ți explic care a fost situația cu exemplu în gală. În gală le-am spus doar să-l protejăm pe Nicos. Dacă la una ai spus asta și la cealaltă nu mă interesează, lasă-mă să vorbesc dacă vrei explicații. În gală le-am spus doar să-l protejăm pe Nicos, dacă mă credeți bine, dacă nu, nu mă interesează. Și mi-am asumat asta pentru că vorbeam cu telefon cu Păi și aceleași lucruri le-ai făcut de și ce tu? Crezi? Dar de ce n-am vorbit acasă cu ele? Dar aceleași lucruri lucruri le-ai făcut și am vrut să văd dacă pot avea încredere în ele. Maria, aceleași lucruri le-ai făcut și tu. Ce? Nu veni să-l tragi pe George la răspundere când și tu ai făcut același lucru. Ba da. N-are nicio treabă. George, eu n-am dat, n-o să dau în ele și n-am dat în ele. Vezi că Izabela mă atacă pe mine și eu nu-i dau cu... Ai venit să o îmbârlici pe Daiana, nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat. Da, da, bine, că vorbeam cu tine, nu mă susțineai? Mă susținea? Nu, te-am susținut. Da, te susținea. Și de ce e apărarea? Că știi că nu mai vorbești cu mine, nu mai vorbești. Dar nu e apărarea, spune exact ceea ce poți. Minți foarte mult, nu mai ridicat-o. Același lucru ziceai ce ai fost. Și mi-i Izabela. Ai sperna la gură și vorbești cu tine. Să zic ceva cu niște scapele. Ailin, calmați-vă! Bă, mă rădiți la picior! Bă, mă rădiți la picior! Andrade. Da, să nu se mai joace cu mine, i-am spus. Nu te mai juca cu mine, am spus. Terminați că... George! Mamă! Da, Codruț, da. Bine! Hai că eu mă dau. Nu te mai juca cu mine. Bă, mă lovi la picior! Aveți... Daiana, potolește-te! Hai să... Gata. Hai, vină. Hai că... Ieși. Să mai bate... Sunt amândouă. Măi, nevoie. Bravo, Petru! Deci, Alexandra, ce-am făcut eu cu ele a fost doar un test ca să văd dacă am încredere în ele. Și n-am avut, îmi pare rău, pentru că știam foarte bine că se va aduce în discuție subiectul. Dacă vrei să mă înțelegi bine, dacă nu, fix treaba ta. Bă, ce aveți același lucru? Haide! Mai departe, sunt mai departe. Izabela, termină-te, de ce o stingi? Daiana, m-abțin mult. M-abțin mult. Te-abțin? Bă, dar ține-și tu pe aia. Cu ce te-abții? Hai. Dar ce o să facă? Hai să te mor. Daiana! Să vede destul de bine pe camere cine a pus mâna pe mine. Au plecat, mă, te duci degeaba, bă. Daiana a avut trei apariții la televizor, nu toate trei s-a putut. Daiana, da. Daiana cu Izabel. Au încercat, adică nu s-au putut. Ce faci, Nicos? Ia mă provoacă. Bună! Hai, lasă-mă că Izabel o istigă. Câte probleme ai aici, Maria? Izabel, te-ai așa de curiozitate. N-o să le înțelegi niciodată, draga mea. Mai puține decât Dar n-am loc. Zis, n-am zis că vreau să le înțelegi. Păi de ce? Eu te-am întrebat câte probleme ai. Câte vreau eu. Eu te-am întrebat câte probleme ai. Dacă vreau, mă dau și cu capul de pereți. E vezi problema mea. Ce? Ce să... Dar nu am ce să fac cu ea. Te joci cu ea? A, bine! O! Eu, Marie, i-am dat dreptate în ceea ce a spus legat de George, că a vrut să aibă niște cățeluși pe aici prin emisiune, înțelegi? La voi după imediat. Care i-am explicat ei că și ea a făcut același lucru și i-am dat exemplu. Delia, Maia, Izabel și Daiana. Ți-am dat exemplu. Ce-am vrut? De dimineață și s-a dus aici. Și cu tata și sunt mai multe, nu mai... Nu, cum nu e o perioadă bună acum. Cum n-ai ca să faci în hoșul ăsta pe aici să țopăși toate alea? Ce educație dăm, ce oferim? Alea se aruncă cu perni, zici că-s la... Noi când oferim dragoste în sfârșit odată și noi. Tă bătaie, noi dragoste și nu oferim. George a încercat să manipuleze toate persoanele din această casă. Da, am spus-o și partea aia, de asta m-a adresat la băieți. Pe Andrada, tocmai de asta am și spus. Dar ți-am spus că și tu ai făcut același lucru. Nu, eu nu am făcut. Nu, n-ai făcut. Mi-ai dat dreptate acum și acum spui că n-ai făcut. Bravo, mulțumesc. Păi era un test pentru mine, Alexandra. Nu era vorba că am folosit asta, că gen cu voturile sau am folosit asta în vreo favoare de-a mea care ar avea loc în această emisiune. Hai să-ți dau un exemplu. Ai vrut ca Delia să iasă în fața ta în locul tău și să nu plece acasă. Una la mână. Nu este adevărat. După care ai venit și ai spus... ea să iasă, ei dar nu i-a spus niciodată să-mi ia locul. I-ai spus lui Nicos înainte de voturi ce a făcut, că ți-a venit Maia și l-a dat în gât pe el la tine și așa mai departe. După care ai luat-o pe Daiana și pe Izabel. Daiana i-ai spus un lucru, Izabela i-ai spus alt lucru ca să ne înțelegem. Dar tu de unde știi că lucrurile astea sunt adevărate? Stai. Nu este vorba de unde știi, dar nu e problemă să recunosc acest lucru. Alexandra, nu este o problemă să recunosc acest lucru. De unde tu știi că aceste lucruri sunt
sunt adevărate. Afirm lucruri din auzite doar. Dar cum s-a ajuns aici? Că nu înțeleg. Adică voi erați prietene. După care, mă rog, ați avut ceva discuții în contradictoriu. Da. Și acum îmi spui că sora ei îți dă niște mesaje în care te jignești. Îi dă ei. Ei. Și sunt despre mine, că i-a zis sora ei. Nu mai sta cu ea în cameră, că e vai de capul ei. Vă arăt mesajele. Sunt mesajele pe telefonul meu. A, deci sora ei a dat ei, ei mesaje mesaj, și da. Tu ai pozat ecranul telefonului ei. Da, da. Că nu știu parola, nu. Am pozat că erau mesajele. Dar prin casă am văzut că nu vă evitați, că purtați discuții una cu cealaltă. Purtăm strictul. Mai mult nu. Nici acasă. Fiecare pe telefon, eu mai mult cu aia. Și ea acum a făcut o alianță cu Maria și încearcă să se dea pe până la o parte. Da, da. E cumva o alianță pentru voturi? Da. Maria vrea să o tragă de partea ei, pentru că Maria nu are pe nimeni, vrea să o tragă de partea ei, pentru că a văzut că Diana este o femeie ușoară. Cum adică o femeie? Aha, influențabilă. Da. Ok, deci tot ce vorbesc eu cu tine, ce te place, ce face, nu vreau să nu e vorba de asta, e vorba de tata și gata, ok? Păi nu e vorba. Și s-au adunat mai mult. S-au adunat mai mult. Aici nu e vorba de ele, aici e vorba de ele. Ia uite-o cum ascultă. Eu vin și spun. Ia uite-o cum ascultă. E Berlina. Sunt oameni, știu, vici spui înainte, toate suntem oameni. Stradug eu? În jur. Da, așa și? E cum așa și? Pe mine mă deranjează, pentru că lumea crede. Ok, demonstrează că nu. Și cum vrei să demonstrezi? Păi și atunci, spune-mi nervii tăi. Eu ți-i. Demonstrează că nu. Ești materialist? Ești materialist? Nu pot să demonstrez că nu. Păi nu poți să demonstrezi, da. Nu, pentru că ești într-o competiție și fiecare, dacă vrea să spună că ești așa, ești așa. Înțelegi ce vreau să spun? Tu nu te mai... Nu mai spune că, nu mai spune că poți să demonstrezi, că nu poți să demonstrezi. Lasă-le să facă afirmații, sunt niște afirmații Andrada care se fac de 3 luni. Andrada a stat 6 luni lângă mit. Cu Andrada, păi stai puțin și vine și spune că brigada, că nu știu ce, ce că eu te-am pus pe tine să o votez pe ea. Așa și? Păi cum așa și? Ți-am spus eu vreodată să o votez pe Andrada? Dar ea poate să afirme ce vrea ea. Spune-mi tu mie acum cum poți să demonstrezi că nu ai pus mine să o votez pe ea. Spune-mi mie cum. Nu pot să demonstrez. Păi și atunci dacă nu poți să înțelegi de ce te enervezi? Spune și mie care sunt nervii tăi. Dacă ai vorbit mai calm, crede-mă că te-aș înțelege. Că sunt la un pas de tine. Fiat și te-auzi. De o lună de zile vin și vorbesc în aceleași lucruri. Și văd că efectiv îți intră pe urechi. Ești să se pe altă urechi. Tu efectiv nu vrei să înțelegi. Dar ascultă-mă pe mine că sunt sensibilă și că îmi vine să plâng. Dacă ai văzut foarte bine ce face, știi foarte bine ce, dacă tu știi că e așa, dacă tu știi că ai fost zâmbirea, dacă tu știi că ești așa, de ce vii aici și stai și te enervezi pentru Andrada? De ce? De ce? Explică-mi și mie de pentru ce. Pentru că... Pentru că ce? Dacă ai văzut odată, de două ori, de trei ori, vei și a patra ori, și a cincea oară, de ce continui să faci aceleași lucruri? Spune-mi mie, de ce continui să faci aceleași lucruri? Pentru că am avut încredere în ea și... Doamne, mai se păce. Doamne, mai terminat cu încrederea. Bă, dar tu nu înțelegi ce vorbesc, tu nu înțelegi unde trăiești, tu nu înțelegi că nu mai ești în balonul ăla, nu înțelegi că nu mai ești în balonul ăla? Nu înțelegi? Te rog, dacă eu vin și îți povestesc anumite lucruri, eu... Nu există așa. Nu există? Dacă eu vin și spun ție anumite lucruri și tu în continuare... Și dacă nu spui anumite lucruri, eu am venit să-ți le aduc ție. Bună ziua! În continuare, nu vrei să mă înțelegi? Pui, ia, îți face a cincea fază. Ce faceți, măi? Bine? Nu știu cum ați ajuns în această distribuție aici, dar cred că băieții ar trebui să meargă în casa lor. Eu cu Codruța am fost trimis aici, domnișoara Cristina. Bine, duceți-vă la voi în casă, vă rog. A, nu ne mai lăsați? Da. Hai, pa. Lasă că ai petrecut destul timp aici. Hai, că plecăm atunci. Mariana este pupată cu forța. Nu, că vrea. Ba da, cu forța mai pupat. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici. Sau aici.